Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, добрый день всем, уважаемые представители прессы, дорогие наши сограждане. Noi vă mulțumim foarte mult pentru interesul acordat și atenția dumneavoastră subiectului de astăzi, care o să fie prezentat în cadrul briefingului meu. O să prezint acest subiect din numele echipei întregi, conduse de domnul Ilan Șor și, desigur, că din partea fracțiunii noastre parlamentare și din partea tuturor membrilor echipei noastre. După cum bine știm, Republica Moldova se află astăzi sub un șir întreg de amenințări la adresa securității sale. Cele mai importante sunt pericolul privind pacea și integritatea teritorială în contextul conflictului armat în Ucraina. Asta deoarece există riscuri reale ca acest conflict să treacă hotarele țării noastre sau să provoace tulburări și tensiuni sociale majore. Mai departe, securitatea alimentară în contextul scumpirilor catastrofale și a deficiențelor și blocajelor în ceea ce privește importurile și transportul de mărfuri. Mai ales că în sfera industriei agroalimentare, crizele au atins apogeul, iar soluții pentru a le atenua nu au fost prezentate până în momentul de față. Agricultura e la pământ și există riscuri reale ca acest domeniu să se prăbușească total, ceea ce ar genera o criză alimentară de proporții. Și noi, în ultimul rând, ne confruntăm cu pericole grave în privința securității energetice. Astăzi nu există nicio certitudine în privința importului de gaze naturale, precum și a prețurilor de achiziție, iar autoritățile nu au prezentat până acum nicio soluție care ar asigura o minimă stabilitate în acest sens. Probleme serioase avem și în privința alimentării cu energia electrică. Iarăși, nu cunoaștem de unde o vom importa, la ce preț și cât timp avem acces la aceste surse. Și, bineînțeles, ne confruntăm cu un haos total și pe piața produselor petroliere. De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că atunci când securitatea statului este amenințată, conducerea de vârf a țării și instituțiilor de resort trebuie să fie în alertă maximă și să caute un regim non-stop soluții pentru a înlătura aceste pericole. Iar instituția centrală care are exact acest rol este Consiliul Suprem de Securitate. Repet, avem nu una, ci trei amenințări, cel puțin, extrem de grave, la adresa securității statului. Vă mai atrag atenție că, deși aceste pericole nu sunt noi și ne confruntăm cu ele de cel puțin jumătate de an, Consiliul Suprem de Securitate nu s-a întrunit niciodată în ședință pentru a le aborda în mod complex și profesionist și nu a generat până acum nicio idee care să ofere anumite certitudini că puterea noastră centrală este capabilă să asigure securitatea țării și a cetățenilor. În schimb, avem circ. Vă aduc la cunoștință, dacă nu știați, că astăzi președintele Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate în ședință ca să discute despre corupție. Noi știm că ea are o singură temă despre care îi place să vorbească și nici nu sugerăm că lupta cu corupția nu ar fi importantă. Dar când țara arde la propriu, când există pericol de război, când prețurile sar în aer în fiecare zi, acțiunea Maia Sandu se lipsește de orice sens și acțiunea aceasta se lipește ca nucă de perete și denotă una din două. Fie ea disprețuiește total această țară și pe oamenii ei și a ales să mai scuipe o dată de sus peste nevoile și interesele lor, fie a pierdut total contactul cu realitate. În plus, nu știm cu ce s-a încheiat această ședință despre discuții, deoarece Maia Sandu nu a binevoit nici măcar să iasă în fața presii și să ne spună ce a discutat și la ce concluzii s-a ajuns. Ce va fi cu corupția de acum încolo? Chiar suntem curioși. Unde e transparența, doamnă Maia Sandu?
Dincolo de ironie, vrem să-i sugerăm Maiei Sandu, sper ca să aude și la președinție, se ceară convocarea unui Consiliu Suprem de Securitate pe tema prețurilor și a scumpirilor și discute cu factorii de decizie despre problemele urgente ale oamenilor, despre combaterea sărăciei, pentru că sărăcia este cea mai mare problemă cu care se confruntă astăzi Republica Moldova. Nu să facă PR ieftin pe teme abstracte. Așadar, ca să concluzionăm, securitatea socială și securitatea alimentară a cetățenilor ar trebui să facă obiectul unei ședințe de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, la care să se ia măsuri în legătură cu haosul în care evoluează prețurile la toate produsele, inclusiv la cele petroliere, care cresc în primul rând din cauza prostii și corupției guvernanților și mai puțin din cauza prețului internațional. Îi cerem președintelui să se ocupe cu prioritatea de identificarea soluțiilor pentru a nu lăsa cetățenii să ajungă muritori de foame, să intervină cu reglementări în zona produselor de strictă necesitate. Așa cum în magazinele sociale se pot face eforturi de a păstra pâinea la preț decent, la fel și statul, care are mult mai multe pârghii, poate să găsească soluții pentru că măcar la produsele de strictă necesitate să stopeze creșterile de prețuri pentru o perioadă de timp, până se stabilizează situația. La Consiliul Suprem de Securitate ar trebui analizat și comportamentul inuman al guvernului, care nu doar că nu a dat compensații populației, dar încă a și luat banii pe care îi primeau înainte când prețurile erau stabile, acel ajutor de Paște. Acest guvern este unul criminal care omoară cu zile oamenii prin inacțiunile lui și nepăsarea față de deterioare extrem de gravă a nivelului de trai. Președintele ar trebui să fie primul om interesat să aibă o guvernare care să nu își bată joc de oameni și să remanieze imediat premierul și întregul guvern, dacă nu sunt capabili să găsească soluții. Acea bătaie de joc cu compensațiile la gaz, care au fost zero în comparație cu facturile primite, sau acea majorare a pensiilor cu un procent absolut nesemnificativ față de nivelul la care au ajuns prețurile, este o bătaie de joc la adresa cetățenilor. Cerem încă o dată președintelui și PAS să lase spectacole ieftine, populismul, să uite ce au învățat-o în PLDM, că oamenii pot fi amăgiți cu acțiuni de PR, să-și amintească unde a ajuns fostul ei partid cu așa abordări și să înceapă cu adevărat să se ocupe de securitatea statului prin rezolvarea cele mai grave probleme ale momentului, criza socială și securitatea alimentară a cetățenilor. Dacă Maia Sandu va continua să ignore efectele dezastruoase ale scăderii nivelului de trai a populației, va fi complice la acest genocid social creat de guvernarea ei incompetentă, care deja a intrat în istorie ca cel mai dezastruos guvern de la independența încoace. Vă mulțumim, vă dorim o zi bună și sperăm că ceea ce am spus astăzi o să fie auzit și în președinție și în clădirea aceasta și la guvern.